gândesc foarte mult la declarația domnului Răchită. Dacă ar fi să-i răspundem, îi răspundem doar atât. Noi n-am fost invitați în Liga 1, am fost invitați să participăm la un baraj de promovare în Liga 1. Am luptat pentru asta, jucătorii au jucat cele două manșe și le-au câștigat. Și-au câștigat dreptul de a juca în Liga 1. În rest, nu are rost să comentăm mai mult. Ne pare rău că nu există respect între noi, ne așteptăm să fim respectați de arbitri, să fim respectați de public, dar din păcate nu există respect între noi, respect colegial. Nici de cum nu se pune problema să fi făcut tărăboi pe acolo după joc, așa cum dânsul afirma vis-a-vis de spart uși sau rupt scaune, nu se pune problema, nu suntem, venim dintr-un oraș civilizat în care nu se pune problema să ne comportăm în asemenea manieră, de asemenea manieră. Pentru noi, lăsând la o parte scorul, care, ca să spun așa, nu ia din nimic din meritele Petrolului. Petrolul putea să ne bată foarte bine pe bune și nu avem absolut nimic cu echipa Petrolului, nu avem absolut nimic cu oamenii. Cel puțin am trăit un sentiment extraordinar la finalul jocului, când oamenii din Ploiești, și cărora le mulțumim pe această cale, au fost fair play, au dat dovadă și ne-au dat o lecție, sau celor care trebuia să primească o lecție, a fost dată de publicul din Ploiești, în momentul când la ieșirea din teren ne-au aplaudat. Le mulțumim și cred că din aceste lucruri ar trebui să învățăm, să ne respectăm mai mult. Jucătorul care a dat 3 goluri în meciul respectiv a fost jucătorul care a jucat cu piciorul rupt, ca să spun așa, pentru care Bune a fost eliminat. Declarația domnului Răchită este o formă agresivă de violență. Chiar dacă a fost spus pe un ton foarte molcom și blajin, doresc să-i amintesc domnului Răchită că el a fost cel care, într-un ton foarte vehement, a comentat arbitrajele în momentul în care el a fost defavorizat. Mi-aduc aminte de declarația foarte, foarte agresivă referitor la jocul de la U Cluj, unde ei l-au pierdut, pare mi se, în minutul 92, în care acuza Liga Profesionistă și Federația că nimeni nu-i dorește în Liga 1. Deci, domnul Răchită, să nu uite că ceea ce l-a ajutat acum poate să-l dezavantajeze data viitoare și trebuie să ne respectăm mai mult, precum spunea și Alex. Noi cerem respect din partea altora, dar nu putem să dăm respectul și cred că acesta ar fi un motiv la care trebuie să ne gândim foarte, foarte bine. M-au spus că am avut mult curaj să fac lucrul ăsta. Este un act de bravură și poate această alarmă pe viitor o să aibă și succes. Vom vedea. Pentru că, la urmă urmei, o echipă de fotbal nu este formată dintr-un singur jucător, este formată dintr-un grup și fiecare își aduce aportul. Aportul meu la meciul acesta a fost să protestăm prin acest fapt. Nu cred că a fost o sfidare, n-am vrut să supăr pe nimeni, dar trebuie tras un semnal de alarmă, pentru că, la urmă urmei, este munca noastră în joc.